Dar unde te duci, frate? Unde ești? În căruță? În ce unde ești? Că nu te recunosc unde ești. Ești acasă, stai pe canapea, am crezut că conduci, nebunule. Am ieșit din tomberon. Ai ieșit Acum. din tomberon? Nu. Băi, să mor eu. Ce dracu, ai pierog în cap? Fai, de unde ești? Cine e, frate? Ești din România? Nu, sunt din Bulgaria. De unde pula mea vrei să fiu dacă vorbesc română? De unde vrei să fiu? Ce întrebare la tine? Că ești din România? Păi poate era în Germania, frate. Ce te superi așa că te-am întrebat? Sunt din România, dar nu sunt în Nu România. te supăra, te-am întrebat, nu ți-am dat cu tu pun încă. Păi da, frate, mi-ai spus că ești din România. Te-am întrebat de unde ești. Eu vorbesc cu oameni din Germania, din Anglia. Am vorbit și cu arabi, cu turci. Te-am întrebat de unde ești. Stai liniște, Tomi. Nu trebuie să te scrofuți așa prea mult. Ce faci acolo? Joci? Canta sau ce joci acolo? Nu înțeleg ce faci acolo. Nu mă relaxez. Bravo, bravo, să dea Dumnezeu sănătate. De unde ești din România? Vezi că scrie acolo, nu-ți da, ieri a fost ziua mea. Ai Mi-a dat fost ziua un cadou. A fost ziua mea ieri. La mulți ani, să dea Dumnezeu sănătate. Mersi, mersi, la fel. Trebuie să fac, te stau și pe aici, o aburesc. Te cred, te cred, Tommy, te pup, te pup. Mă Dă-mi relaxez, mă aburesc. follow un Tommy, dă-mi un follow Ceva. și așa mereu alături de tine. Ce ai spus că nu te-am înțeles? Să stau pe acasă, mă relaxez, mă. Așa e părătos sau tu ai pierdut în cap? Asta e o coadă de pisică care am tăiat-o acum 3 zile. Te pup, Tony, te pup. Nu mai da, nu mai da, te rog eu frumos. Tony, vin la mine, mă da lui băiatul ăsta. Tony! Tony, vin la mine, mă da lui băiatul ăsta. Da, bă, nebunule, stai cu ochelari de soare în casă, nebunule, seara? Te întreb și eu, nu, fără supărare. A? Te întreb și eu, stai cu ochelari de soare în seara în casă? Hai să spun motiv. Eu lucrez cu ochelari în monitor tot timpul. Tu ești mai bag ca mine, să mor eu. Și eu stau cu ochelari că din cauza razele X de la monitor mi afectează ochii. Ia dă-ți urea cu ochelari jos, te văd. Cine mă? Ridică-ți urea cu ochelari, să te văd. Dar nu pot să văd dacă îi dau jos. Bă, uite la telefon și ridică-ți ochelari, pula mea, ulea cu sus. Păi nu mai văd dacă îi dau jos, mai văd telefonul. Ce dracu' ai băut spirit, mă, nebunule? Cine mă tu? Nu, eu recunosc că am băut de la ora 7 până acum, am băut de la ora 7 seara, am băut. Ai chef de Caterin cât Nu, frate, nu mă intră să mă cer cu tine sau ești mai mulțumesc. De ce să mă cer cu tine? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, n-am treabă cu tine. poate ți-am explicat. Eu lucrez cu ochii în monitor de dimineața până seara. Păi ce De-aia faci? pot Scoți ochelari. bani la imprimantă, ce faci? Sunt ITist, frate, lucrez cu ochii în calculator. Bă, du-te, dracu. Dai vrăjeală la grădinare, ești nebun. Ce ITist ești tu? Păi fata mea Da, scrie... altfel purta mea ochii, era așa de prost. Păi stai ca boschetar în casă, cu ochelari la ochi, ce vrei să-ți fac? Stai cu ochelari la ochi, adică ce, n-ai vederea bună sau ce? Nu înțeleg. Mă, da, ca la Dreams, de ce face mască pe față? Ca la Dreams. Lasă, frate, mă, dacă n-avem treabă, Las, frate, las, suntem nebun notari, te rog să putem mască. Nu, am și acum propunerea ta, da, îți trebuie ochelari de vedere ca să poți să te uiți pe computer, pe asta, nu ochelari de soare, cu ochelari de soare n-are nicio treabă cu ăsta. computer, cu... Ăștia filtrează razele albastre. Băi, du-te, dracu, iar mă îmbaci vrăjel din ăsta? Frate, orice monitor de calculator are raze albastre, da? Dacă ți intră în ochi, îți sparge ochii. Înțelegi? Ți-i spargi și schi că panorama de pe cap, și pula mea porți în cap, bulpiță sau ce Eu treabă cu ăla? lucrez în IT toată ziua cu ochii calculator și de Și asta ce fac faci ochelari. tu în IT? Ce pula mea faci tu în IT toată ziua? Produci bani, ceva, faci bani? Da? Câți bani produci? Hai să întreb pe un prieten, stai. Tu cred că joci GTA, e nebunule.
Dar de ce ești așa praznic, așa? Dar nu sunt o praznic, eu zic la un față, eu zic la un mai era roz pe mine, frate, ce pana mea? Eu nu te-am întrebat ce ai chiloții roz. Dar n-am chiloții roz pe mine, că ți-i arăt. Ori e respectos, ori nu mai vorbesc cu tine. Eu ți-am spus în felul următor. Da, frate, ți-am explicat de ce e problema cu ochelarii, da? Altceva, altă întrebare. Hai, zi. De ce porți pe aia în cap? Femei, drăgagici, de-asta. De ce să ne întreb? Drăgagici de femei, de-asta. Păi tu ești virgin, tăticul meu. De ce să te întreb de femei, tu ești virgin? Bă, că ești căpoz rău de tot. Te întreb de femei. Iar tu stai cu ochelari de... Eu încerc să dau cu tine frumos, tu tot așa o dai, ca tine. Bă, frățiorul meu. Tu stai la ora 4 dimineața, la ora 5 cu ochelari de soare în casă și tu îmi spui mie să vorbesc despre femeie cu tine? Care tu n-ai văzut în viața ta? Ai văzut pe viața ta? Frate, eu vreau să vorbesc cu tine, bă, că tu arzi aiurea. Nu, auzi, scuză-mă de... În ce ai te născut? Am băut un pahar, două, trei. În ce ai te născut? Față. Eu am crezut că ești în Mercedes, înainte. 2004? A? În ce an te-ai născut? Cine, eu? Da, tu. 1998. Stai să calculez. Nu mai calculat 25 de ani. Nu mai calculat, că calculez mai repede ca tine pe calculator. Stai că am și eu calculator pe calculator. 1998. Când era mafia, când era beauty mafia atunci, în floare. Câți ani ai tu? 41, frate. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mersi la fel, frate. Eu am fost ziua mea, dar nu mi-ai dat și mie la mulți ani pe aici. Dă-mi, eu te-ți dau un follow, dă-mi și tu un follow. Nu, că a vorbit așa mult, frate. Dă-mi un follow, că eu mai sunt cu ăsta cu durat. Nu m-aș cu nu vorbesc cu tine. Nu vorbesc, frate, că eu mai intru cu tine în și asta. Nebunule, eu mai intru pe TikTok, mai donez la unul, la altul și mai donez. Cere scuze și îți dau. Îmi cer scuze că am băut un pahar sau gen, sau gen, dar nu, eu sunt recunoscut de ce vorbesc. Da. Eu n-am vorbit cu nimeni că ești și asta. Dar nu mai știi tu de glumă. Frate, nu se vorbește, bă, în primul că TikTok-ul poate să ne închidă live-ul cu dacă zici asta. Bă, gama, ești pula în TikTok-ul lor. Nu faci, dar nu se vorbește, dar vezi că te-am respectat. Hai, dă-mi un follow acolo și nu mai mânca, rahat. Tot mai arzi aiurea. Te ajut, frățiorul meu, să mă rog dacă nu te ajut. Dă-mi un follow și ne auzim la un telefon. Nu mă, frate, dă follow de asta, dar nu mai vrei cu ne închide ăștia live-ul, asta e... Nu te blochează nimeni, ești nebun. Ne închide, mă, ăștia. Nu, tink, eu am arătat și pula și tot am arătat pe live-ul ăsta, nu m-a blocat nimeni. Ba da, dacă arăți asta, închide. Nu m-a blocat nimeni, ascultă-mă ce zic eu ție. Nu m-a blocat nimeni, nu te blochează. Am făcut o provocare în chiloți și mi-a închis live-ul. O săptămână, da, da. Se vadă complet, da. Eram în chiloți. Am da, se vadă complet, da. Ai dreptate aici, dar așa ți-o arăt și repede nou, nu te blochează nimeni. Cum adică mă, dacă o arăt? Dacă o arăt, te blochează pe viață. Ne, mă blochează la pulă, nu, unde să mă blochează? Dacă o arăt, te blochează de tot. Pe viață. Tommy, te pup, Tommy, ești tot aici, Tommy? Ce dracu bei? Spirit? Ce bei? Bieri? Cine mă, eu, tu? Eu beau bieri. Și o bere, frate, bere. Ca o tot om. De unde ești din țară? Din București, frate. Din București? Da. Ești mai haladic ca mine, nebunule. Cine s-a născut primul, tu sau eu? Cine? Cine s-a născut primul, tu sau eu? Tu te-ai născut. Ai văzut? Sunt cu un pas înaintea ta. Niciodată în viață. Stai cu minte, boss. Ce panoramă ești. Stai cu minte, nebunule. N-ai mai terminat berea aia? N-am mai terminat. Am băut 2, 4, 6, 8, 10, văd 12 bere am băut. Ce faci, boss, pe unde lucrezi? Eu sunt electronist, asta, fac lucrări electronice. Faci video ce sau ce pula mea faci? Ha? Video ce sau ce faci? Nu, frate, repar laptopul cu calculatoare. Da? Da.
Bravo. Am un laptop de reparat, acum ți-l fac. Ce dă Dumnezeu să... Tu ce faci? Pe unde lucrezi? Eu lucrez și pot. A? Eu lucrez și pot. Foarte bine, frate, că descurci. Bravo. Ce vrea să lucrezi? Vă ceva interesant în gastronomie, bucătărie? Ce vrea să lucrezi? Merg și eu pe TikTok-ul ăsta de plictisare, mai vorbesc cu unul cu altul. Și te-am găsit pe tine, zic, ia să dau ce rezident, dacă acceptă sau nu acceptă. Hmm? Zic, te-am găsit pe tine, zic, dacă accept sau nu accept, să mai vorbim așa, să mai schimbăm niște vorbi. Da, găsi tu un șmecher ca mine să vorbești cu el, dai seama. E 5 ceasul. Lasă, nu-i problemă, nu-i problemă, iubirea mea, nu-i problemă. Ce ai zis tu că nu te-am înțeles? Că ai găsit un șmecher, că am venit să vorbești cu el. Nu vorbești cu șmecher, că am vorbești cu proje, stoi. Glumesc, frate, ce? Vorbim, frate. Nu ne costă nimic ca să schimbăm niște vorbi, Doamne ferește. Da, mă, tu ai fost nesimțit că mai am făcut și asta. Nu se vorbește chestiile astea. De ce vrei să spun, să rămână? Nu, frate, vorbim civilizat dacă vrei să vorbești. Păi nu vorbești civilizat, nebun. Acum da, ți-ai revenit după ce ți-am zis eu. După ce mi-ai dat două parme, mi-a revenit. Te-am pus la punct. Pe mine tu vreodată. Păi văd că nu mai zici nimic, hai, dacă vrei să continui, continuă. Păi dacă mă găsesc cu tine să mor, dacă nu te bat o săptămână, continuu, ești nebun. Cum să mă pui tu pe mine la punct? Vorbesc din cei 7.000 de acasă care i-am și vorbesc cu tine frumos, nu că mă pui tu pe mine la punct. Tot că poți, știi, că poți rău. Să mă mor eu dacă mă pune un șmecher la punct, ești nebun? Frate, e vorba de vorbă, nu de... Eu n-am nicio treabă cu tine, nu te cunosc. Păi nici nu ai vrea să mă cunoști. Te chiar nu înțelegi, ești că poți rău de tot. Auzi, trimite-mi și mie ochelarea aia prin poștă să-mi pun și la vorba de respect și de vorbă, nu că nu ai nicio treabă cu tine, nu te cunosc, nu mă cunoști. E vorba să fim aici, suntem pe platforma asta, ne respectăm și gata. Cred că suntem bați amândoi, ne înțelegem bine în seara asta. Eu cred că eu sunt bea sau tu. A, iete, ai dat-o la vrăjala, ai adus cafeaua în față. Până acum ai băut Jack Daniel și acum ai adus cafeaua în față. Să scrie, mă. Buraciule. Iată-i b**** și canare, de șmecher. Bă, stai să mai faci b**** că te scut afară. Te-ai vrut, eu glumesc. Eu sunt om de caterincă. Bă, frate, mai zice b**** ne închide ăștia live-ul. Cine ți închide live-ul, mă? TikTok-ul. Nu ți închide, frate, de la asta, nu ți închide. De la voi. De la voi. Dacă vine marcați peste tine, să nu zici. Ți-ai cat cu ala de vulpi. Ce sexy sunt. Nu, frate, de la vorbi nu ți-l închide TikTok-ul. Dacă ți arăți obscenii din astea, scenii din astea obscenii, atâta ți-l închide. Dar restul la vorbi nu ți-l închide nimeni. Ba da, dacă zici... Nu. Dacă repeți o înjurătură, tot timpul, îți închide. Nu, frate, ascultă-mă, nu ți-l închide. Algoritmul ți-l închide, stai liniștit. Pune-ți, dracu, peruca aia în cap cu tot schică. Scuze-mă că mi-a găsit asta, să-mi va picioare. Las chipul, frățul meu, să dea Dumnezeu sănătate. Și ție, frate, dar mai ce b***, eu mai vorbesc cu tine. Poți să faci, să mă drăcui, să faci video, dar mai ce, dar stai că nu sunt ăsta. Eu am familie, am copii, frate, am doi copii. Să trăiască, frățurile mele, să trăiască. Iar ți-o căzut. Poți să ieși unul după o stradă, îmi pun ala că vrei, nu mie. Înțelegi? Da, frate, te respect, tot respectul meu. Nu te-ai jignit, nu m-ai jignit, gata. Nu, frate, Doamne ferește. Ascultăm și noi melodii, băgăm și noi melodii. Dacă nu mi-ai zis că cu ce te ocupi, hai zic cu ce te ocupi. Cu ce mă ocup? Nu. Cu prostituții. Vrei să fii cu? Hă? N-ai față. Vrei să mă încordez o leacă? Mă vezi?
N-ai față de așa ceva. Faci sport? Fac sport, da. Arată și mie bicepsul. Vezi, vezi? Sportiv, dă-te dracu, faci sport ceva. Fac sport, frățul meu, fac sport, da. Bravo, bus, bravo, bus. De asta, sport e sănătate. Să știi că e sănătate. Am făcut și eu karate, am citurat gabene pe țară, locul 2. Cine? Pe România, locul 2, pe România. Cine? Eu la karate, la jiu-jitsu. Tu la karate? Vrei să arăt diploma, nebunule, pe locul 2, pe țară. Bă, tu te de aici, mă, nebun. Asta nu crede, mă, ești nebun. Bă, ești nebun, mă, pe săină. Locul 2 pe țară am luat în 1993. Tu nici nu ai născut. Poate. Și dacă te întâlnești cu mine și îți fut trei pumni în cap, cum e? Eu mă apăr. Eu nu dau. Păi n-ai cum să te aperi, niciodată. Dacă i-am făcut autoapărare, n-am făcut bătăie. Băi, lasă-mă, dregul. Tu știi autoapărare? Ianci, cu pula mea. Înseamnă să previi... Să te previi scandalurile, știi? Ha, ha, ha. Hai să bag și o melodie. Stăm amândoi să ascultăm o melodie? Ce melodie? Pune în prânătă și mie o melodie să moară familia ta. Zi-mă ce melodie că îți bag eu acum. Pune ce vrei tu o melodie. De ce îți place? Pune ce vrei tu, ce îți place, ție îmi place și mie, să mor eu. Ce a spus, manele, țigănești, românești? Românești ascult.